Starea de alertă instituită în România de vineri a adus și ceva lucruri pozitive. Dacă poporului i-a fost dată libertatea de circulație, astfel și angajatorii de la nivelul județului Botoșan și nu numai au început să-și reia activitatea. Numărul locurilor de muncă puse la dispoziție de angajatori a crescut. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, astăzi sunt 826 de joburi pentru care cetățenii pot opta, comparativ cu luna trecută, când erau aproximativ 400 de locuri de muncă. Săptămâna aceasta, respectiv astăzi, în data de 19 mai 2020, se vede oarece creșterea locurilor de muncă pe județul Botoșani. Dacă în timpul imediat trecut aveam 450 de locuri, astăzi avem 826 de locuri pe județul Botoșani. De asemenea, în categoria locurilor de muncă numeroase intră cele din construcții. Locuri de muncă cuprinse speță în domeniul construcțiilor, cu calificări de la zidar, ferar, betonist, dulgher, tâmplar, mozaicar, parchetar, până la muncitor necalificați la demolări, construcții și alte munci de descărcări, încărcări pentru construcții. Însă sunt locuri de muncă și pentru cei cu studii superioare, dar tot cele mai multe în domeniul construcțiilor. Pentru studii superioare avem locuri de muncă ca și ingineri în construcții, instalații electrice în construcții, ingineri mecanici și automatică pentru domeniul IT. Și angajatorii din județele învecinate Botoșanului pun la dispoziție o serie de locuri de muncă, dar toate sunt în domeniul construcțiilor. Locurile de muncă pe județele limitrofe, imediat vecine cu Botoșaniu, avem astăzi un număr de 308, tot așa cu predilecție pentru construcții. Avem și solicitări pentru studii superioare, tot ingineri în construcții. În plus, la Botoșani, la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt 183 de cursuri de calificare în domenii precum confecționer, bucătar, manicurist, tâmplar, agent de securitate, lucrător în comerț, inspector referent resurse umane și frizer. Vă pot spune despre cursurile lunii acestea, începem înscriere, avem o prognoză pentru 9 cursuri care începem să le demarăm, așteptând doar clarificări pe modul de desfășurare care va fi dispus în timpul imediat următor. Cei interesați pot găsi informații mai detaliate pe site-ul AJFM Botoșani.